Salutare tuturor și bine ați venit, sunt David, iar în acest videoclip o să vă prezint o pompă sumersibilă pentru foraje de la Evotools, model 4SKM200 sau pe cod HGT674170, ce vine bineînțeles cu o cutie de siguranță separată cu o protecție condensator și este o pompă foarte interesantă și puternică. Celelalte pompe pe care vi le-am prezentat și pe care le găsiți pe canal sunt destul de simple, să zicem. Practic, luăm pompa, are un ștecher, îl băgăm în priză și pornește. Dar aceasta, fiind o pompă ceva mai puternică, are nevoie de un condensator separat și vine în pachetul acesta exact așa, cu o cutie, cu buton de start-stop, cu un buton de reset pentru condensator și cu conexiuni pe care trebuie să le facem. Într-un fel este bine, pentru că dacă avem nevoie de un cablu ceva mai lung, putem să-l prelungim. Aici avem cablurile și foarte interesant că la acest model avem notate pe litere, după cum se poate observa, cum ar trebui făcute conexiunile. La fel și aici avem trecute litere pentru conexiuni, astfel încât să nu greșim. Vedem că această cutie este dotată și cu presetupe. Practic introducem cablul pe aici, exact cum o să facem și noi, și o să facem conexiunile. Dar până atunci, haideți să ne uităm puțin la această pompă, să vedem cum arată. Este o pompă ce se folosește, după cum am menționat deja, pentru foraje și pentru alimentare cu apă în regim rezidențial, deoarece are o putere destul de mare și poate să ridice apa până la o înălțime de 120 de metri. Are nevoie de condensator pentru că este dotată cu un motor de 1500 de W ca să poată face acest lucru. De obicei, la pompele acestea, adâncimea de la care pot să absoarbă este egală cu puterea maximă de pompare. Deci dacă ridic 120 de metri, poate să absoarbă de la 120 de metri în mod normal. Nu este specificată adâncimea maximă de absorpție, de aceea, din câte știu eu, vă pot spune că adâncimea este de 120 de metri. Un debit maxim de 50 de litri pe minut, o temperatură a apei de 40 de grade Celsius, diametrul ei este de 110 mm și motorul, bineînțeles, de 1500 W cu un racord de 1 sol. Foarte important, răcirea se face pe ulei combinat, bineînțeles, cu apă în interior. Practic are răcire pe ulei, iar uleiul la rândul lui se răcește cu ajutorul apei. De aceea avem aceste două orificii aici în partea de jos, pe unde se formează cumva un flux de apă. Este important ca fundul pompei să fie plasat la o adâncime de 40-50 de centimetri față de fundul fântânii sau chiar și mai sus, dacă vă permite, ar fi ideal ca ea să nu absoarbă mizerie prin aceste două orificii. Pe aici se face și servisarea ei, după cum se poate observa. Corpul este complet din inox, inclusiv sita, iar în partea de sus componente din alamă. Cablul de alimentare ce se duce în motor, bineînțeles, este și el cu presetupe. Are o clasă de izolație B. Asta înseamnă că este izolată destul de bine și nu ar trebui să fie probleme cu ea în timp. Vedem și două urechiuși aici pe care le folosim ca să o agățăm. Se poate observa aici că cablul acesta este foarte bine prins, dar nu este recomandat să tragem de el. Înainte să o punem la treabă, pentru că o să o și testăm foarte scurt, haideți să facem legăturile în această cutie, să vedem cum se fac aceste conexiuni. În mod normal ar fi indicat să avem și pini pentru cablu. Eu nu am pini în acest moment, dar pentru testul pe care îl facem putem să legăm chiar și așa firele cum sunt ele, deși ar fi indicat dacă aveți posibilitatea să puneți pini, exact cum sunt aici, ar trebui montați acești pini. Bun, desfacem presetupa, o introducem pe cele patru fire, după care scoatem și garnitura aceasta conică, introducem firele prin ea. Până aici, ea trebuie să strângă foarte bine pe cablu, după care băgăm firele, normal ar trebui să treacă și cablul până aici, exact așa sau chiar un pic mai mult. Introducem garnitura de cauciuc aici pe capăt, după care putem să strângem. Practic, garnitura aceea o să strângă pe cablu și o să-l fixeze destul de bine, astfel încât să nu intre apa, dar în orice caz va trebui să punem și piedica aici peste ele, brățara. Bun, acum haideți să facem conexiunile, verificăm dacă sunt deschise, ar trebui să aduc un clește să le tai mai scurt. O să tai firele puțin mai scurte, dacă tot nu am pini, măcar să nu rămână pe afară. Avem și împământare, deci va trebui să utilizăm o priză cu împământare. Iar aici avem firul de control. Practic, acesta este și un senzor pentru suprasarcină, de aceea avem butonul cu reset poziționat aici. În cazul în care
pompa se supraîncălzește, o să intre în protecția la suprasarcină și ca să o repornim, o lăsăm puțin, așteptăm un 5-10 minute, după care apăsăm pe acest buton de reset. Practic, acest buton o să sară în exterior. Introducem și cablul de control. Având în vedere că avem un condensator exterior, este foarte important să nu desfacem această cutie la scurt timp după ce am oprit pompa, în cazul în care el nu se descarcă. Obligatoriu deconectat de la priză. După ce l-am deconectat de la priză, dacă pompa este oprită în acel timp și el este conectat la priză, ar fi indicat să apăsăm pe butonul de start, ca ea să pornească sau cel puțin să consume restul de energie acumulat în condensator, în cazul în care avem de lucru la această instalație, pentru că condensatorul de cele mai multe ori rămâne încărcat cu electricitate și s-ar putea să simțim puțin curent de la el. Punem capacul înapoi, vedem și aici că avem această atenționare de care vă ziceam mai devreme, îl închidem foarte bine, după care o să conectăm racordurile. Din ce văd aici pe cutie, este un condensator de 50 de microfarad. Cutia are IP44 și o protecție termică de 15 amperi. Am făcut conexiunile aici, am făcut legăturile, putem să o fixăm pe perete eventual, dacă ne dorim acest lucru. Iar acum haideți să facem și racordurile, pentru că o să o și testăm. Cu cel puțin 100 de litri de apă o să-i facem un test, să vedem cum se descurcă. Așadar, conectăm racordul de un sol aici. Pe partea de evacuare în zona aceasta ar trebui să fie făcută o legătură cât mai bună, ca să nu scape presiune. După care, noi o să folosim un tub de plastic sau o țeavă de plastic de 25 pentru performanță maximă ar fi indicată utilizarea unei țevi de 32, dacă folosiți țeava de genul acesta. Eu o să o țin de furtun și o să o introducem în apă, exact așa, iar celălalt capăt aici. Putem să o conectăm la priză și o să verificăm câtă apă avem în bazin. În acest moment vedem că este puțin peste 600 de litri. O să lăsăm până ajunge în același punct la 500 de litri, ca să vedem când absoarbe 100 de litri. În acest moment, dacă apăs pe buton, practic ar trebui să pornească și să se autoamorseze, bineînțeles. A și pornit și s-a și amorsat instant, după cum ați văzut. De fapt, instant, practic ea s-a amorsat cât timp a stat în apă. Vedem că avem o presiune foarte bună și chiar și un debit destul de mare. Nu știu dacă o puteți auzi de la lavaliera mea, nu se aude foarte tare. Chiar încet aș putea zice că se aude, având în vedere totuși că este într-un butoi deschis care produce ceva vibrații. Dacă o țin puțin ridicată, vedem că sunetul se diminuează. Haideți să vedem pe bazin unde a ajuns, aproape la jumătate, a fost undeva aici, deasupra la 600. O să o lăsăm până ajunge chiar fix la 500, deși este puțin mai mult de 100 de litri, dar văd că pompează destul de bine. Practic deja aici are 100 de litri transferați deja. Văd și pe celălalt bazin, deci a fost în total fix 1000 de litri. Aici s-ar putea să pară puțin mai mult, pentru că este bazinul puțin într-o parte, dar deja ajunge la 500 de litri. Așadar, într-un timp foarte scurt, a pompat 100 și un pic de litri de apă, putem zice. Nu intră în protecție categoric într-un timp atât de scurt. Probabil ca să intre în protecție ar trebui să fie utilizată în exces, dar e foarte bine că are protecție. Multe dintre ele nu au această protecție. Asta o face o pompă foarte bună și foarte rezistentă în timp. Înainte de oprire, înainte de operarea pompei, exact cum v-am spus și mai devreme, o deconectăm de la priză și ca să ne asigurăm că putem umbla la cutia aceasta cu conexiuni, ar fi indicat să apăsăm o dată pe buton. Acum știm că condensatorul este descărcat. Putem să-l oprim, se descarcă instant, categoric, și putem să umblăm la ea. Știm sigur că nu mai există electricitate pe traseu. O putem și deconecta pentru că și-a făcut treaba. Apa nu este cea mai curată din câte se observă. Se vede că sunt ceva frunze în interior, dar nu s-a înfundat, merge chiar foarte bine și cred că pentru o casă, spre exemplu, chiar și pentru un complex puțin mai mare, s-ar putea să facă față cu brio, având acest debit de 50 de litri pe minut. Dar așteptăm părerea voastră jos în secțiunea de comentarii, scrieți-ne cum vi se pare această pompă sumersibilă de la EvoTools, dacă vă place sau dacă nu vă place, iar dacă vreți să aflați mai multe informații despre ea, în descrierea videoclipului găsiți un link către site-ul oficial hones.ro. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să ne dați un like, un share și să vă abonați la acest canal, pentru că este gratuit. Eu sunt David și până data viitoare, vă salut!